ziua! Bine v-am găsit! Suntem astăzi în orașul Comănești. După cum știți, orașul Comănești a fost numit la sfârșitul anului 2022 stațiune turistică de interes local. Astăzi ne aflăm în fața centrului de turism din orașul Comănești. Suntem împreună cu domnul Iulian, care este directorul centrului. Bună ziua! Mulțumim Bună ziua. Pentru vizită. Într-adevăr, ne aflăm în orașul Comănești și aș putea spune la kilometru zero al orașului Comănești, în fața Centrului Național de Informare și Promovare Turistică, iar din luna decembrie orașul Comănești a devenit stațiune turistică de interes local. Ce obiective avem de vizitat în orașul Comănești pentru turiștii care vin pe această frumoasă vale a Trotoșului? Practic, sunt o multitudine de obiective turistice, dar cele mai reprezentative ar fi Palatul Ghica, cu ansamblu, curții, cu muzeul și muzeul cu tot ce, da, cu muzeul geografic și cu tot ce cuprinde ansamblu arhitectural Ghica. Avem centrul de agrement Ionuț Iftimoae, care se identifică prin mai multe caracteristici și practic a fost cel mai important centru din Europa în ultimii ani. S-a identificat prin acel acoperiș verde, în totalitate verde, da. Avem, aș putea spune, gara din Comănești, care este monument istoric. O gară istorică făcută de către inginerul Eli Radu. Corect, aveți care a făcut această gară pe traseu până la Ghimeș, toată Valea Trotoșului. Da, da. Ele sunt pe aceeași arhitectură. Arhitectură, toate gările din zona Văii Trotoșului. Corect. Putem spune și gara de la Salina Târgogna, gara de la Moinești, făcută de Eli Radu. Corect. Mai putem vedea, dacă suntem pasionați de drumeții, avem galionul și suntem în curs de acreditare cu câteva trasee montane turistice pentru agrement. Și, bineînțeles, ca orice localitate din Moldova, ne bucurăm și noi de biserici și monumente da, de cult. De cult. Dar ca să putem intra în inima Comăneștiului, vă propun să mergem la drum și să le vedem fizic. Ne aflăm la centrul de agrement Trotuș Ionuț Iftimoae din Comănești, centru care se identifică prin câteva particularități, așa cum am spus. A fost, de fapt, primul, acum am înțeles că e al doilea centru din Europa cu acoperiș verde retractabil. Se mai identifică, o să vedeți în interior când luăm cadru, ca și pol al evenimentelor sportive, datorită parchetului din sală, pentru că este un parchet special adus din America, unde nu cred că mai există în țară, ne putem lăuda cu particularitatea asta. Și vara putem vara să, cu piscina exterioară, da, putem să ne răcorim în piscina exterioară. De iarnă să fac tot felul de activități. Pe lângă cele sportive, avem și activități de agrement, avem tenis culturale. De masă, activități culturale, avem seri de teatru, de filarmonică, ca o mare sală de activități a orașului Comănești, pe care vă propun să o vizităm. Să mergem! Să mergem! Înainte de a merge la următorul obiectiv, am ținut să ajungem pe faleza Trotoșului, care este un loc de promenadă a orașului Comănești.
în care locuitorii orașului Comănești, chiar și turiștii, pot să facă o plimbare pe malul râului Trotuș, vara poate să facă jogging, poate să stea pe o bancă, să relaxeze. Da, faleza a fost reabilitată în urma inundațiilor, arată foarte bine și dintr-un capăt într-altul, vara, când e cald, găsim turiștii la relaxare. Deci vă propun să mergem către următorul obiectiv turistic, care o să fie Palatul Ghica și gara din Comănești. Corect. Bine v-am regăsit, suntem în fața Palatului Dimitrie Ghica din Comănești. Da, este ansamblul Palatului Ghica, în care avem palatul care cuprinde Muzeul de Etnografie și Muzeul de Artă și curtea cu ansamblu și cu foișorul unde se desfășoară pe timp de vară manifestări artistice și culturale în orașul Comănești. Palatul Ghica a fost reședința de vară a Dimitrie Ghica și pentru a putea înțelege arhitectura putem intra și vizita palatul așa cameră cu cameră pe secțiuni de... Da. Tot ce pot să vă spun este că în prezent domnul primar Viorel Miron a cumpărat acest palat, acest ansamblu, el este proprietatea primăriei. A fost cumpărat de la moștenitorii care l-au retrocedat printr-o muncă destul de asidu, pot să spun, și printr-o dorință arzătoare a domnului primar. El a fost cumpărat pentru a fi restaurat și reabilitat și redat publicului din Comănești și nu numai. Și în prezent se lucrează și chiar este depus un proiect pentru fonduri europene de reabilitare și punere în valoare a acestui monument istoric. Am ajuns în fața la gara istorică de la Comănești, care a fost construită de Eli Radu. Mai multe poate ne spună domnul Iulian. Da, gara este monument istoric ca majoritatea gărilor de pe Valea Trotușului, care au fost construite pe același proiect de arhitectul Eli Radu. El este un simbol al orașului Comănești datorită arhitecturii și a ansamblului arhitectural. În prezent este probabil într-o postură de reabilitare, ca să zic așa, și ne dorim ca să fie un punct de atracție turistică în noua stațiune turistică de interes local Comănești. Tot în orașul Comănești, când o să mai venim, o să mai avem de vizitat Cascada Șopanu și Valea Șopanului și multe alte trasee turistice care sunt în curs de acreditare de către Ministerul Turismului. Sunt mai multe obiective turistice, putem să vorbim și de zona Vermeștiului unde se desfășoară Raliul Moldovei, celebrul Raliu al Moldovei. Care are loc an de an în această zona Valea Trotușului. Corect. Mai sunt câteva schituri în stil Marea Mureșan, schitul Sfântul Andrei, schitul Iacob Hozevitul. Așa este. Toate aceste obiective turistice sau majoritatea dintre ele au fost reabilitate sau unele dintre ele chiar construite prin fonduri europene, prin grija și prin ajutorul domnului primar Viorel Miron, care este un primar destoinic și cu care Comăneștiul se poate mândri.
Vă mai așteptăm prin Comănești și vă recomandăm să vizitați stațiunea turistică de interes local Comănești. Cu mare plăcere să mai venim pe la dumneavoastră prin orașul Comănești. Mulțumim!